Este o certitudine, primăria Slatina va derula și anul acesta programul Primul meu ghiozdan. Proiectul se derulează în toate unitățile de învățământ din municipiu și își propune să aducă bucurie în sufletele copiilor care încep viața de școlar. Acești copii care vin la școală în prima zi să primească un ghiozdan echipat complet, cu absolut tot ce le trebuie pentru începerea anului școlar. Aceste ghiozdane vor fi găsite pe bancă, ele vor fi distribuite în școli în săptămâna premergătoare, ca să ajungă la toți copiii de clasa 0. Chiar dacă mai sunt două luni până la începerea noului an școlar, Gigi Vâlceleanu, viceprimarul Slatinei, a ținut să facă acest anunț pentru a-i scuti pe părinți de aceste cheltuieli. Este foarte important ca părinții să știe că vor primi acest ghiozdan, pentru că mulți dintre ei nu știu treaba asta și când vin începe, dacă știam, nu mai cumpăram și eu rechizite, dacă știam, nu mai cumpăram și un ghiozdan care nu este ieftin deloc, da? Ghiozdanele sunt destul de bune și toate rechizitele sunt de calitate foarte bună. Mergem pe chestia asta, pe calitate. Anul trecut, primăria Slatina a asigurat un total de 740 de ghiozdane pentru prichindei, dintre care 345 pentru fete și 395 pentru băieți.